Salut și bine te-am regăsit! Despre căștile in-ear am tot vorbit pe aici, ba chiar și despre cele over-ear. De data aceasta însă avem o noutate. Astăzi discutăm despre căști open-ear, mai exact despre cele mai noi căști lansate de Huawei. Este vorba despre căștile wireless Huawei FreeClip, ce își propun să îmbine cu stil tehnologia și confortul. Căștile au fost anunțate la finalul anului trecut, mai exact în luna decembrie, în Dubai, iar acum sunt disponibile și în România și au ajuns și la noi în teste. Ce înseamnă acest open-ear design? Ei bine, acestea stau fixate pe ureche, dar nu în canalul urechii, iar asta le transformă într-o soluție optimă pentru cei ce își doresc căști confortabile pe care să le poată purta ori în șir, fără a simți cea mai mică presiune pe canalul auditiv. Tocmai de aceea, pentru că nu se fixează în interiorul urechii, genul acesta de căști vine cu o mulțime de avantaje, dar și cu ceva compromisuri, însă despre toate aceste detalii vom discuta în cele ce urmează. Ca de fiecare dată te invit să te abonezi la acest canal de tehnologie și să apeși clopoțelul de notificări ca să nu ratezi niciunul din materialele noastre. Revenind la Huawei FreeClip, căștile vin frumos ambalate într-o cutie albă împreună cu un Quick Start Guide, garanția și un cablu de încărcare USB-C la USB-C. Atât și nimic mai mult. Huawei FreeClip este o pereche de căști stylish care mă duce mai degrabă cu gândul la niște cercei prinși de marginea urechii decât la o pereche de căști. Vin în două nuanțe, purple, o nuanță foarte atractivă, și acest black clasic, dar foarte elegant. Mie una, cel mai mult, îmi place prima variantă, mai ales că iese foarte bine în evidență datorită nuanței. Designul lor este atipic față de ceea ce suntem obișnuiți și se prind rapid de ureche. Sunt ușoare, fiecare cască cântărește 5,6 grame. Dacă pentru căști s-a folosit plastic, carcasa pare a fi metalică, cu închidere magnetică. Căștile sunt fixate bine în locașurile lor. Magneții puternici le împiedică să alunece din case, iar poziția nu ai cum să le încurci. Sunt identice, nu există o cască pentru urechea stângă și una pentru urechea dreaptă. Așadar, le poți pune cum vrei în ureche, cât sunt capabile să detecteze în mod automat în ce ureche sunt așezate și se adaptează în funcție de asta. Tocmai de aceea nu vei remarca pe ele vreun element care să te ghideze în ce ureche ar trebui să le așezi. Chiar și în carcasă, le poți pune cum dorești. Nu ai cum să greșești poziția. Odată deschis case-ul, căștile se activează și se conectează în mod automat la orice device în apropiere pe care îl vor recunoaște. Nu ai o poziție fixă pentru a le prinde de ureche, le poți așeza așa cum te simți mai confortabil. Odată ce le pui pe poziții și te obișnuiești cu ele, după câteva minute ajungi să nu le mai simți. Atât de confortabile sunt. Căștile au două părți. Comfort bin, partea care vine după ureche, în interiorul căreia se află bateria și un microfon, și acoustic ball, această bilă care vine pe interiorul urechii, ce integrează difuzorul și cel de-al doilea microfon. Cele două elemente sunt unite prin C-Bridge, partea aceasta flexibilă, care permite ajustarea căștilor în funcție de nevoile utilizatorului. Practic, poți trage de ele, le poți îndoi cât vrei și tot revin la forma inițială, având un soi de memorie a materialului ce le permite să facă asta. Deși nu pun presiune niciun fel pe ureche, căștile rămân fixate, chiar și atunci când ești activ, tragi la rower sau miști ceva mai energic din cap. În plus, vin cu certificare IP54, ceea ce înseamnă că rezistă la transpirație sau stropi. Așa cum spuneam la început, FreeClip vin și cu ceva compromisuri, dar e de înțeles atâta timp cât nu pătrund în interiorul canalului auditiv să izoleze bine sunetul. Dacă n-ai nevoie de Active Noise Cancelling sau un bas puternic, te asigur că vei primi unele din cele mai confortabile căști posibile. Nu oferă aceeași calitate a sunetului precum un Huawei FreeBuds 3, de exemplu, dar e de înțeles de ce. Ce primești în schimb este o transparență totală, căci auzi tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, în timp ce te delectezi cu ceea ce te interesează. Sunetul este bun, au și ceva bas, nu unul puternic încât să simți că îți vibrează timpanul, dar e acolo. Volumul nu este foarte puternic, iar în cazul în care îl dai la 70-80% și cel de lângă tine va auzi ceea ce asculți în căști sau ceea ce îți spune persoana cu care vorbești la telefon. În apeluri se descurcă foarte bine. Cei cu care am vorbit nu și-au dat seama că folosesc căști, doar că evident, atunci când le folosești în trafic, se va auzi foarte bine și zgomotul de fond. De împerecheat se împerechează ușor cu orice device prin Bluetooth, atât cu cele pe Android cât și cu cele pe iOS.
Deschizi capacul, apeși lung butonul lateral și le împerechezi cu device-ul dorit. Evident, în cazul în care le conectezi la un device din ecosistemul Huawei, căștile vor putea fi împerecheate și mai ușor, afișând un pop-up pe care îl vei revedea la fiecare conectare. Acest pop-up afișează și starea bateriei. Eu l-am conectat atât cu un Google Pixel 6 Pro, cât și la Huawei P60 Pro, iar experiența de utilizare a fost ok la ambele. Și partea faină e că pot fi conectate la două device-uri simultan, iar trecerea de la unul la celălalt se face fără niciun lag, totul se întâmplă instant. De controlat, se controlează foarte ușor prin gesturi, printr-o dublă sau triplă atingere, iar din aplicația iLife poți customiza comenzile rapide prin gesturi, după cum îți dorești. Căștile promit o autonomie de 8 ore de playback, 5 ore de conversații telefonice și până la 36 de ore cu carcasă. De încărcat, se încarcă rapid, în mai puțin de o oră. În plus, suportă și încărcare wireless. Și dacă te întrebi de ce ai alege să porți o pereche de căști open ear, primul argument ar fi confortul, ce îți permite să le țin urechi toată ziua. Eu le-am purtat o zi întreagă la birou fără să simt un disconfort. Am putut asculta podcasturi, muzică, am vorbit la telefon, fără să mă deranjeze în vreun fel și să am senzația că trebuie să le dau jos. Sunt mult mai igienice, căci nu mai intră în canalul auditiv, nu mai ai manșoane pe care trebuie să le schimbi în timp, fiindcă s-au uzat. Deci, putem spune că sunt potrivite pentru cei ce lucrează la birou și vor să asculte muzică toată ziua sau audiobook-uri, podcast-uri sau pentru cei ce vorbesc la telefon destul de mult, dar vor să-și audă și colegii în același timp. Pe stradă, acum poți asculta orice-ți dorești și în același timp să rămâi conectat la realitate. Pe bicicletă poți asculta o muzică antrenantă sau un subiect de interes și totodată să rămâi ancorat la ceea ce te înconjoară. Dacă lucrezi de acasă și ai nevoie să-ți auzi și copiii, în timp ce te afli într-o ședință, să zicem, Huawei FreeClip sunt ce trebuie. Practic, acum poți ține căștile a la long la ureche, cât sunt cele mai confortabile căști testate de mine până acum. Prețul lor? 999 de lei. În momentul de față, au și o promoție, primești cadou brățara de fitness Huawei Band 8 la achiziționarea căștilor. Îți las link în descriere pentru mai multe detalii, iar la achiziționarea lor mai poți opta și pentru serviciul Huawei TVS Last Care, un fel de asigurare pentru pierderea uneia dintre căști. Mi s-a părut interesantă această opțiune și n-am mai văzut-o la alte modele. Și cam atât despre Huawei FreeClip. Spuneți-mi în comentarii care este și părerea voastră despre acest nou tip de căști. Vă tentează? Dacă aveți curiozități despre ele, răspund rapid. Apreciez un like, un share ajută, abonați-vă dacă încă nu ați făcut-o și până data viitoare, numai bine! We'll be right back.